Revenind la uh, concurență. Uh, colegii mei au mers astăzi uh, la câteva magazine. Uh -huh. uh, să ne uităm ce avem pe rafturi. Uh -huh. Ce fel de produse. Iată, suntem în plină vară. Uh, când avem, slavă Domnului, suntem țară agricolă, avem fructe, da. avem legume, da. piersici din Grecia avem. Așa. Uh, aici ce avem? Uh, ardei din Turcia. Și multe, multe, multe. Apropo, nu am mers pe, la rafturile cu mezelor de acolo sau cu cașcavalul acolo. Exact, aici. exact acele, situație. E mai greu să găsești produse moldovenești. Nu, nu, Mariana, spuneți-vă, vă rog frumos. Noastră vreți să închidem Republica Moldova ca în Corea de Nord să mâncăm tot ce producem noi? eu am întrebarea asta la dumneavoastră, că că promovați ca și toți ceilalți destul de amatoricesc acest sistem de protecție eu... și de izolare a Republicii Moldova. Nu de ce face... de izolare? Dar atunci ce înseamnă nu, nu. Asta? Vă spun Dar ce, ce demonstrați înseamnă. demonstrați bine prin aceste Vre... poze, doamne. Vă că pentru că totul Vă demonstrez că ce? eu ca și consumator da. Uh, sunt pus în situația să cumpăr asta, dacă nu vreau să merg la piață. Pentru că eu nu merg sunt și la piață sunt și în magazine, sunt Dar eu noastre. am un magazin la care merg exact. și vreau acolo pe raft. Dar eu mă obosesc și merg, spre exemplu, și la chios și cumpăr produs. trebuie să mă duc. Nu știu unde Pentru că să agricultorii să din republica Moldova nu sunt asociație doamna Mariana. Și de asta e manipulația cum ce opinia? publică. Ce are asta cu asociația. Păi are cu asociația. Pentru că tu nu poți semna contractul un magazin cu 9000 de agricultori care au câte un hectar de ardei sau câte un hectar de roșii. Cum nu înțelegeți dumneavoastră? Dacă dumneavoastră nu, nu înțelegeți la televiziune, cum să întreagă agricultor? Deci uitați-vă în felul Magazinile nu pot semna cu 9.000 de agenți economici ca să-i vină cu două căldări și toți 9.000 de agenți economici vin cu al lor două căldări de roșii în același timp. Ei trebuie să-și facă o asociație, un cooperativ, un grup de producători care se ocupe de vânzare, doamna Mariană. Deci lucrul ăsta, grupul de producători și cooperativa se ocupă. Altă modalitate nu există tot sunt globul ăsta. Sunt, totuși, în Republica Moldova și, și sunt pe piață. lanțuri și de și magazine sunt pe piață. care da. sunt o excepție, da. în care găsești mai cu seamă produse foarte moldovenești. Și adică ei au putut să rezolve această problemă, să găsească, nu să se găsești, mieze da. cu, cu nu mai și eu agricultori. Agricultor. Și le plătește bani, nu cu mai mulți. Sunt care sunt mai mari, care mai puternici, care și-au mai supraștite De deci, ce nu putem transforma asta într-o regulă? Cum? Povesteți-mă, vă rog frumos. Cum fost niște care erau ă, stabilite în lege, da? 50% din produse. Da. Trebuie să fie produse în rog, Când arătați Alt... la televizor că noi am exportat 60.000 de tone de prună, ce trebuia să fac spaniolii în acel moment, când toată piața din eu Europa era... Nu, eu nu. sunt sigură că în noi rafturile am luat magazinilor din Spania nu stau prunele moldovenești nu, Do, ce doar. Ce să facem noi atunci? Ce trebuia să fac cu Uniunea Europeană? Noi exportăm struguri, vinurile noastre. Nu să credeți că noi Uniunea Europeană se va milioane. supăra pe noi că nu vom importa, nu știu, câte o cantitate nesemnificativă pentru nu Uniunea Europeană? Nu că nu se va supăra, dar nu este corect și va închide piața la export. De ce tu poți exporta oriunde și la tine nu poți să aducă alții nimic? Le aduc. De aduc, nu, nu interzici al... cu nu totul. Nu există stabilis nici stabilis o țară de Uniunea Europeană, nu există Bine, nici într-o țară. Nu, am înțeles răspunsul dumneavoastră. Haideți să vă întreb altfel. Ce asta este o măsură izolaționistă și din punct de vedere economic. Este fără nicio componentă okay. economică. Haideți hai să luăm alt, da, da, hai alt, alt fel. lăsați că dumneavoastră nu înțelegeți foarte multe lucruri. Uitați-vă ce e felul următor. Măsurile care le-am luat noi, fără ca să interzicem ceea ce facem noi la Ministerul Agriculturii, pe un segment. Și agricultorii o privesc emisiunea aceasta. Producția de lapte. Eu am preluat, erau 5.100 de vaci în Republica Moldova și se produceau 22.000 de tone de lapte. În condiții de ferme, mă refer, pentru toată lumea. Nu vorbim de persoane fizice, în condiții de casă. Astăzi, pentru 2023. 12.600 de vaci mulgătoare și producem peste 42.000 de tone de lapte. Astăzi. Adică s-a dublat cantitatea, etc., a crescut productivitatea, etc. Nu am interzis importurile de nicăieri, nu am interzis importurile. Să ducem în continuare dacă tu ai posibilitate. În schimb, atunci când tu ai crescut numărul de animale când tu ai crescut competitivitatea, când tu ai crescut agenții economici cu măsuri de subvenționare, extrem de adevărat, dăm trilioane la kilogram, programe de susținere pentru o ramură, lucrat cu o asociație de profil, s-au dat și randamentul economic. Spre exemplu, astăzi, asociația de profil care crește vaci de lapte deja are un alt fel de discuții, pentru că ei deja au devenit mai puternici, mai forțoși, datorită suportului din partea Ministerului Agriculturii și programelor de subvenționare, pentru că ai cu cine lucra. Noi nu lucrăm cu 251 de ferme, noi lucrăm cu o asociație profesionist care vine, pune întrebări, discutăm, analizăm. Astea sunt unicile măsuri corecte, doamna Mariana. Și restul tot ce promovați dumneavoastră sunt niște lucruri extrem de populiste, politice. Probabil, de dar izolare. ele izolare. Niște... Nu, dar ele sunt de izolare a societății. Noi nici nu trebuie să le promovați la televiziune, a. pentru că a. din cealaltă parte stau oameni și ascultă. Nu, nu. Și le pare că e extraordinar ce, de, ce Și ce de bine ar fi în țara asta dacă noi am mâncat Multe toți porumbul Multe state, uscat. inclusiv ale Uniunii, Uniunii nu, 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 este, un este vorba... Care interzice nu, e vorba și, despre a interzice, este vorba de a lua măsuri de protecția producătorului ce local. De, de exemplu, -a -a de exemplu, de exemplu da. în unele state au fost uh, operate campanii de informare și de sensibilizare a populației ca să cumpere produse moldovenești. Deci, campanii întregi uh, organizate de stat pentru a promova și a, a îndemna locuitorii să consume produse moldovenești. Noi de ce nu avem astfel de campanii? facem. Noi am avut târg în piața Ștefan cel Mare, făcut cu Ministerul Agriculturii. O să facem dacă. Păi, da. Ce fac cu Ministerul Agriculturii dacă nu promovează producțiile noastre autohtone? Întotdeauna sunt promovate peste tot, doamna. Eu v-am întrebat de ce eu nu le văd. Aceste campanii de promovare pentru noi, consumatori. Nu mă uit la toate posturile de dar la care trebuie să mă uit? La care doriți, Daniastri? Este libertate în țara asta. Eu nu știu dacă ar trebui, eu, ca jurnalist, să mă informez de la alte posturi de televiziune. Dacă spuneți e. dumneavoastră, poate că și asta ar fi o metodă de a mă informa. Eu, ca și uh, cetățean Republicii Moldova, aș vrea, ca în momentul în care mă duc în magazinul de la colțul casei mele, să pot găsi acolo produse moldovenești. Cunos, da? Și de asta, agricultorii din Republica Moldova sunt programe de susținere și de suport ale lor. Da? ca ei să-și creeze asociații, ca să intre în asociații. Noi am pregătit în 2023 prima asociație de producere a legumilor. Prima, doamnă, prima, după 33 de ani. Prima asociație profesională în care agricultorii s-au unit ca să-și poată uniformiza marfa, ca să poată să ajungă... Spre exemplu, noi avem în Rășcan și în Sângerei organizați și construite de stat investiții făcute așa numitele agrohaburi. Sunt goale-goluți toate, absolut. Agrohaburi care aveau menirea au investit statul milioane în ele. Aveau menirea să se concentreze micii producători agricoli, să meargă, să ia în arendă, să-și poată forma niște loturi de marf, să lotizeze, să poată semneze contract. Nu funcționează niciunul dintre ele. Niciunul dintre ele nu funcționează. Grupul de producători și cooperative. Ea ca ce trebuie să promovați. Dar nu populismul de genul nu. că dacă noi să facem o lege cu 51%, o să fie o explozie. Nu va fi nicio explozie. Oricum nu ai potențial. Nu, nu, asta nu. Dumneavoastră ați vorbit despre o soluție. Eu nu am nu, vorbit dar neapărat nu. despre această păi soluție. O am vorbit despre. Nu, eu, am vor... eu, promovez faptul Că eu să am o alternativă ca și cumpărător când merg da. în magazin. Lipsiți magazinul care nu găsiți producții. A, și în să și de mergeți de... în alt magazin, nu le găsiți. Credeți că asta e soluția? Ba da? Dar de ce asta nu este o soluție? Pedepsiți magazinul în care nu găsiți producții autohtone și mergeți în magazinul în care găsiți, dacă sunteți atât de... Da. Adică, dar aș putea să nu fiu atât de intenționată ba și da, să trebuie să fiți. Eu v-am spus, eu mă obosesc și merg la chioșc și cumpăr legumele noastre din Republica Moldova. În satul în care locuiesc. Merg la chioșc și cumpăr. Nu mă duc, chiar dacă mă duc și într-un magazin și văd dacă. Eu mă duc la chioșc și cumpăr. Și dacă erau chiar produse mai ieftine de, de altă țară, de altă origine, le cumpăr pe ale noastre mai scumpe. Da, e, apropo, astăzi am vorbit și cu niște producători de, uh, din industria alimentară care îmi spuneau procesatori de uh, uh, produse din carne. Uh, care spuneau, îi explicau de ce au ajuns uh, marile companii care sunt procesatoare de carte, producătoare de mizeluri, să-și facă rețele de magazine proprii, nu pentru că au vrut ei foarte mult, dar pentru că este foarte greu să concurenți pe rafturile rețelelor de magazine alimentare din Republica Moldova cu produsele de import. Și ca să-și poată dezvolta afacerea, sunt nevoiți să-și facă propriile magazine unde să-și vândă propria marfă. Așa ajungem să spunem că cel care își vinde ardei să-și facă propriul magazin de ardei, cel care, nu știu, dacă asta este o soluție. În același timp, agricultorii pot să unească, dacă sunt mai mici, să-și facă chioșcuri, să-și vândă producția sa de zintător. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, cu Cutia Neagră cu Mariana Rață. Fiți acolo, urmăriți-ne ca să aflați primii despre cine sunt cei mai mari corupți din Republica Moldova și ca să urmăriți cele mai interesante investigații și emisiuni.